Cei de la Teatrul de Artă din Deva și-au propus ca o dată pe lună să prezinte un matineu pentru copii. Așa se întâmplă și în această lună, mai exact duminică, 21 noiembrie, de la ora 11, când cei mici sunt așteptați la piesa Dragostea celor trei melarance, după Carlo Gozzi, în regia lui Marian Stan. Pentru copii, nu i-am uitat bineînțeles pe cei mici, în data de 21 noiembrie, de la ora 11, Teatrul de Artă din Deva organizează un matineu pentru cei mici cu spectacolul Dragostea celor trei melarance, în regia lui Marian Stan, spectacol care a avut premiera chiar luna trecută. A fost primit foarte bine de publicul prezent și ne dorim ca măcar o dată pe lună să venim cu cei mici la teatru. Așadar, 21 noiembrie, ora 11, Dragostea celor trei melarance. Prețul unui bilet este de 10 lei, iar accesul publicului este limitat, spectacolul urmând a se desfășura cu respectarea normelor sanitare aflate în vigoare, dar și în aceste condiții, actorii de la Deva vă invită la teatru. Locurile sunt, după cum știți, limitate, iar accesul se face cu respectarea tuturor regulilor în vigoare la momentul achiziționării biletului. Dacă intrați pe site-ul nostru, vedeți acolo numărul de telefon unde se pot face rezervările. Și sperăm din toată inima ca toată luna noiembrie să fiți alături de noi, de actorii și toată echipa Teatrului de Artă din Deva, pentru că, după cum bine v-am spus de foarte multe ori, noi fără dumneavoastră nu existăm. Știm că sunt vremuri grele, dar ne-am dorit să trecem împreună, poate mai ușor, peste această nebunie și vă așteptăm la teatru! Distribuția piesei Dragostea celor trei melarance, una aparținând comediei dell'arte, gen destul de puțin jucat în România, îi cuprinde pe Andreea Pascu, Viorica Bulgac, Ionuț Popovici, Cosmin Petruț, Vlad Goranda, Carmen Pașcu și Cătălina Gulan, iar concepția afișului îi aparține lui Daniel Răduță.